de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! 29 iulie, anul de grație 2021. Pentru noi aici la Mesagerul de Neamț, o zi specială. Sunt 10 ani și foarte puține zile de când a apărut primul număr al ziarului și, coincidență fericită, astăzi am editat și publicat Mesagerul cu numărul 500. Vi-l arăt așa doar la cameră. Cine este curios îl poate găsi. Este un număr de ziar despre noi în special și, cum să spun, un fel de mulțumire pe care noi, care suntem încă la Mesagerul, mai sună și telefonul în direct, asta e. Noi care suntem la Mesagerul, acum o aducem celor care au muncit aici de-a lungul timpului. Este joi și astăzi, ca de obicei, îl avem invitat pe domnul dr. Liviu Harbuz, de data aceasta prin Skype de la București. Bună dimineața! Bună dimineața și la mulți ani, Mesagerul, la mulți ani, domnule Bălănescu, felicitări pentru poziția de aproape ultimul mohican din Da. Într-o eră a presei electronice. Vă mulțumesc pentru urarea asta cu ultimul mohican. Nu știu dacă a sunat bine, întotdeauna cartea aceea, când am citit-o, la final aveam un gust amar. Știți? Da, din păcate nu e cu happy end, dar dumneavoastră o să contraziceți regula. Cu voia moderatorului de astăzi, adică dumneavoastră, din această emisiune, o să vă rog să-mi acordați 4-5 minute ca să vorbesc 2-3 lucruri despre oamenii de la Mesagerul. Da. Vă rog, e o plăcere și o onoare să fiu. Ce pot să vă spun? Acum 10 ani, am 10 ani și un pic, am pornit în această aventură a unui săptămânal. Nu vreau să mai reiau ce ni s-a spus atunci, că nu veți rezista, că nu veți putea. Eu vreau doar să mulțumesc celor care în momentul acela au avut curajul să vină în această, să-i spunem, întreprindere de presă. La vremea aceea au fost câțiva oameni care au venit de la primul număr și aici nu pot să nu-i amintesc pe Dana Ostachie, Viorel Cosma, Gelu Amarinei, care era deja, și iarăși nu pot să nu-l amintesc pe Radu Năstase, care niciodată n-a fost reporter cu acte în regulă, dar care a scris și a scris cu talent. După aceea, avem un lung nume de oameni care au lucrat la Mesagerul și dacă cumva, și lucrează unii dintre ei, greșesc, sar pe cineva, este vina mea și mi-o asum. Marcel Constantinescu, secretarul de redacție, un om pentru care principiile în presă sunt mai presus decât orice. Certurile, între ghilimele, ale mele cu el, ale secretarului, al terenului redactorului, sunt deja arhicunoscute. Și nu cedează, ceea ce este foarte bine. Cristina Iordache, Cristina Mircea, Ciprian Sturzu de la Târgu Neamț, Dana Ilincăi, care i-a dorit multă sănătate și care ne-a promis că astăzi ar putea să ajungă pe aici, în ciuda problemelor de sănătate. Andreea Amarinei, Oana Iosub Toma, de la al doilea număr și ea venită la ziar, Claudia Matei, Marian Teodorov, Ioana Hagistan, un reporter senzațional, păcat că acum nu mai lucrează, este plecată prin Anglia, Angela Croitoru, Violeta Moșu, Gianina Buftea, Irina Ștefănescu, Alexandru Sârbu, Ștefan Nistor și el pe undeva prin Franța acum. Doamnele care au lucrat la secretariat în un moment dat, Cânguța Onișoru, Gheorghița Popa, Dumitru Rusu, reputatul profesor, regretatul profesor Gheorghe Țigău, Constantin Horia Alupului Rus, Ioana Mironoai, sunt numele din Neamț care au lucrat la Mesagerul și unii dintre ei lucrează. Dar avem și am avut corespondențe de la Hollywood,
Raluca Pupăză Sanders, cu niște reportaje absolut senzaționale și în perioada următoare o parte dintre aceste reportaje le vom republica pentru că merită. Manuela Soneț din Italia sau unul dintre cei mai buni jurnaliști care au lucrat la evenimentul zilei din Piatra Neamț, îmi place să-i spun cetățeanul lumii, Ciprian Rădăvoi, care a trimis niște reportaje senzaționale din Malaezia, din China, din alte țări și care scrie cu un talent n-am mai citit de el de mult nimic, cu un talent deosebit. Nu pot să-i uit pe oamenii de la publicitate, Marius Barna, Valentin Barna, contabilii. Deci, 10 ani de zile a însemnat o muncă foarte, să vă spun eu, să spun că muncă grea, mare, lungă, nu. O muncă frumoasă. Din păcate, nu întotdeauna lucrurile sunt foarte frumoase. Și mai trebuie să amintesc și încă un nume, pentru că în ultimul timp se întâmplă, nu știu dacă trebuie să-mi placă lucrul ăsta neapărat sau nu, mă face să mă simt bine, a început să scrie și încă un reporter pe numele său Vlad Bălănescu. Ca să spun așa. Da. Deci, ăștia sunt oamenii care au lucrat la Mesagerul. Pentru ei nu pot să am decât o singură expresie. Jos pălăria. De acum putem intra în emisiune. Da, emoționat momentul. Îi felicit pe toți cei care au trecut pe la Mesagerul. Mesagerul, de fapt, a dus și duce o luptă continuă pentru eliminarea a ceea ce înseamnă fake news, pentru ceea ce înseamnă anchetă jurnalistică de calitate și, nu în ultimul rând, obiectivul principal acela de a informa corect opinia publică. Pentru că în ziua de astăzi, când suferim de manipulare, de fake news, nimic nu e mai important decât o sursă de informații corectă, autentică, etică morală, pentru că în jurnalism vorbim și despre etică și despre morală foarte importantă, iar eforturile, până la urmă, supra-solicitarea este în această zonă, de a te menține chiar cu probleme financiare câteodată, echidistant și corect în ceea ce înseamnă autenticitatea informației. Vă felicit și acum n-am să mai spun că sunteți ultimul mohican, acum am să spun că sunteți un pionier pentru că ați reușit să asigurați tranziția odată între generații, între dumneavoastră și Vlad, de exemplu, că tot l-ați pomenit pe Vlad, între generații de jurnaliști. Chiar dacă de multe ori media n-a fost tocmai bună, dar până la urmă ea s-a echilibrat. Ați reușit să mențineți, apropo de tranziție, presa scrisă, lucrând în același timp în paralel în presa electronică, pentru că e o mare diferență între a face presă electronică și a face blogging sau videoblogging sau influenceri, lucruri care nu știu cât bine ne-au adus, probabil că pentru o anumită generație a adus un bine ireal, dar comod, confortabil. Facil. Abordare, facil. Da. Din păcate, asistăm la confuzii majore între presă, între a face presă și a posta pe un blog informații care să aducă trafic, de fapt cu singur obiectiv, acela de a aduce trafic și de a aduce bani din publicitate și nu a aduce informații de o acuratețe, așa cum dumneavoastră ați reușit. Am încercat. Eu tot spun în ultimii ani, dar cred că e în ultimii 30 de ani sau mai mult. Da, adică, da, am înțeles. Ce ați făcut în ultimii 5 ani? Am înțeles. Eu trebuie să mai fac o precizare extrem de importantă, special am lăsat la urmă, pentru că, uite, facem trecerea la ce spuneați dumneavoastră. Mai este un om pe care nu l-am amintit la Mesagerul, pentru că vroiam să-l oblig să pun o cameră pe el acum, ca să vadă toată lumea cum lucrează. Și nu știu cum să fac ca să reușesc asta. Poate îi fac eu o poză și pormă o pun.
pe site, pentru că fără el noi n-am putea fi în emisiune. Și în ultima perioadă a devenit un fel de stâlp așa al redacției. Îi fac eu o poză și pe urmă încerc să o... Da. Este vorba despre Bogdan Călian. Bogdan, da, eram sigur, mai ales că eu personal, cel puțin joi, am devenit dependent. Dacă nu-l văd pe Bogdan primul dimineața, n-am garanția că vă văd pe dumneavoastră. Am înțeles. Eu îi dau poza și e treaba lui să o pună pe, în emisiune. Eu nu pot pentru că sunt cu dumneavoastră pe Skype pe calculator. I-am trimis-o pe WhatsApp și să-și pună poza ca să-l vadă toată lumea cum muncește el dimineața, în ciuda ceea ce cred alții că el nu face nimic dimineața. Da. Bun. Asta a fost, ca să spunem așa, introducerea. Eu v-am spus că dumneavoastră sunt moderator astăzi, eu nu sunt capabil să moderez o emisiune. Dacă trebuie, pot să fac și asta. Păi, atunci să începem. Ce credeți că v-a grevat cel mai mult practicarea profesiei de jurnalist în ultimii, hai să spunem, în ultimii 10 ani? Păi, sunt multe lucruri, dar... Măcar primele trei. Păi, haideți să le luăm pe rând. În primul rând, ca să poți face meseria de jurnalist, trebuie să... ai un mediu propice pentru asta. Un mediu propice ce înseamnă? Nu numai să ai unde să scrii și să publici, ci instituția de presă care îți asigură acest mediu propice să aibă posibilitatea să trăiască într-o societate normală în care să existe și o cerere de publicitate reală. Nu cererea de publicitate aceea care vine doar dinspre instituțiile statului. Și este fundamental lucrul acesta. Dacă într-o societate normală lucrurile funcționează cum trebuie, clientul economic are nevoie de publicitate ca să-și ducă afacerea mai departe, pentru că există o piață și el vrea să o cucerească, atunci și tu ca presă poți să ai stabilitatea necesară ca să poți să plătești oamenii cum trebuie, niciodată munca din presă nu este plătită suficient, să poți să le asiguri un cadru în care ei orice jurnalist să desfășoare. A fost o perioadă când presa nu avea probleme financiare. Și țin minte când lucram la un aproape defunct cotidian local, Ceahlău, de unde am învățat mulți meserie, și care atunci se juca cu banii. Acum nu mai se joacă. După aceea, nu mai există instituții de învățământ în care să se predea presă așa cum trebuie. N-au existat nici înainte. Cei care au făcut presă după 90, marea majoritate, ori proveneau de la Ștefan Gheorghiu. Și acolo erau două categorii. Ăia buni și talentați, ăia foarte buni și talentați, adică, și ăia care erau băgați de partid. Deci, așa s-a moștenit presa. Până acum, avantajul e că avem mai multe partide. Da. Înainte băgat doar un partid, corect. Acum avem mai multe partide. În 1990 au venit oameni în presă care și-au dorit să facă presă. Și unii erau ingineri, alții erau profesori, alții erau fără studii superioare, dar își doreau să facă presă, da? Și au învățat pe parcurs. Ei, mă scuzați, am o întrebare. Este da. Jurnalismul o profesie vocațională? Eu zic că da. Trebuie să ai și un pic de talent. Eu, de exemplu, nu sunt un jurnalist talentat. Deci eu nu sunt un jurnalist talentat. Scriu destul de greu. Și la începuturi îmi venea să-mi dau cu capul de pereți când mă punea cineva să scriu o știre. Deci uram să scriu știri, nu-mi plăcea să scriu știri și mă uitam în ziar cum scriau, de exemplu, colegii mei de la vremea aia. Atunci a venit și ei la ziar, o Camelia Varvara sau Viorel Cosma, ca să vă dau un exemplu așa mai cunoscut și dumneavoastră. Așa, și îmi venea să-mi dau pumn din cap. Eu, dacă era să scriu o știre, pentru mine era un chin. Deși știrea nu este chiar atât de greu de făcut, acum zic eu. Trebuie să mai ai și dorința de a schimba lucruri sau măcar de a
influența o schimbare a lucrurilor în bine teoretic. Există foarte multă dorință acum de schimbare a lucrurilor, nici în bine, nici în rău, ci doar în interesul cuiva. Ar interes propriu sau interesul unui grup. Cât de mare este diferența între jurnalismul de știri și jurnalismul de investigații? Foarte mare. Dar, foarte mare, enormă, enormă. Dar, nu poți să faci jurnalist de investigații dacă nu știi să găsești știri care te duc la subiecte. Deci, ca să ajungi la jurnalismul de investigații, trebuie să ai știința de a descoperi lucrurile. Ori asta se face în jurnalism. Cum? Căutând știri, scriind știri, trecând dintr-o știre în alta, dintr-un subiect în altul, ajungând la ceea ce înseamnă un subiect mare. Un subiect care în momentul când îl scrii să arate, tu pornești de la un caz particular, dar el îți arată o stare de lucruri. O stare de lucruri care e generală. Și de acolo, după aceea, poți să te duci pe 1000 de anchete. Sunt oameni care trăiesc dintr-o singură anchetă toată viața. Nu în sensul că a scris o singură anchetă, dintr-un singur subiect. Jurnaliști care trăiesc dintr-un subiect și îl iau și îl disecă și se duc mai departe. A fost premiat un băiat anul trecut, dacă nu mă înșel, pentru o anchetă cu apa. La țară, aducțiunile de apă la țară, canalizări, mă rog. El a plecat... Ei se și hiperspecializează, pentru că avem în ultimii ani am văzut ziariști specializați pe domenii, pe sănătate, pe, de exemplu, pe infracționalitate. Dar nu se poate altfel. Traficul de carne vie, care este drogurile. Și mai sunt foarte multe subiecte. Da, dar să vă spun cum se întâmplă lucrul ăsta. Credeți că noi la Piatra Neamț nu am vrea să facem la fel? Să facem o redacție numai de anchete și să o ținem? Ca să ții o redacție doar pe anchete, trebuie să-i asiguri unui om posibilitatea să facă o anchetă o lună, două sau trei. Să facă deplasări, să se ducă, să facă... Nu ai această posibilitate. O să-mi spuneți cum fac alții. Păi vă spun eu cum fac alții. De obicei, cineva are un interes, bagă niște bani într-o chestie de genul ăsta și își rezolvă interesul în 4 luni de zile. După care vede că se poate și le spune băieților ăia, haideți că merge. Pe mine mă distrează cel mai mult când văd trusturi de presă foarte mari care spun, zice, noi... Și noi n-am cerut un leu de la guvern. Noi nu trăim din cât... Pun un anunț acolo, știți? Sprijiniți o presă independentă. Donați 2 lei din așa ca să aveți o presă independentă. În momentul în care un asemenea jurnalist m-a sunat să preia niște date de la noi, l-am întrebat cam câți bani strângeți voi de acolo. Zice, asta e așa pentru lume. Dar din ce trăiți voi? Că publicitate nu prea apare și nici nu prea se văd advertoriale. Trăim din niște programe. Nu vreau să vă duc cu gândul spre programele respective. Că ne arată atunci că tot ce este o fațadă, de fapt, e foarte bine spoită. Există o frustrare, mă scuzați, există o frustrare a jurnaliștilor din provincie. În momentul în care tu te duci și faci o anchetă, și s-a întâmplat lucrul acesta chiar la Piatra Neamț, cu niște colegi de-ai mei. Au făcut o anchetă senzațională, nu dau nume că din păcate jurnalistul respectiv nu mai e printre noi. Ancheta respectivă a făcut vârvă pe plan național, a preluat-o un jurnalist cu talent foarte bun la scris, a adăugat 2 elemente din București, două declarații din București, a rescris-o și a luat premiul Uniunii Jurnaliștilor. Ancheta, așa cum a fost inițial făcută, după părerea mea, era mai rotundă și mai bună decât cealaltă. Numai că ea a fost scrisă de cineva de la Piatra și cealaltă a fost scrisă de un om de la un ziar național de renume, care a avut în juriul respectiv 2 din 5 oameni.
Da, se întâmplă. Asta se întâmplă în toate domeniile. Da, nu, dar vorbeam de jurnalism, știți? Adică sunt frustrări. Și când te mai trezești și cu personajul respectiv că vine în redacție după ce a primit premiu și a făcut și o vacanță pe undeva și zice mai aveți vreo chestie interesantă, îți vine să lași. Dar în același timp avem și cazuri în care jurnaliștii hărțuiesc practic. Corect, și asta este. Instituții private, instituții de stat, tocmai pentru a forța acest gen de finanțare în care în momentul în care nu mai are calitatea informației, preferă să facă presiuni, să hărțuiască, să vină cu fake news, doar pentru a forța această finanțare. Domnul Harbăz, problema este la ei, dar nu în primul rând la ei, ci la cei care se lasă forțați. La cei care se lasă forțați și la consumatori, până la urmă. Până la urmă și la consumatori, dar te lași forțat. De ce te lași forțat? Regretați că ați făcut jurnalist, regretați că încă țineți Mesagerul în condiții financiare delicate. Deci ce să vă spun, nu regret niciun moment că m-am făcut jurnalist, dar mă uit cu groază că vin anii de pensie și ca jurnalist nu cred că mă pot lăuda cu o pensie foarte bună, că voi beneficia. Dar trebuie să ne spuneți că nu o să vă pensionați niciodată. Asta este altă poveste. Dacă nu găsesc... Calitate de mogul. Da, mogul. Să vă spun ceva, o să găsesc un loc de portar pe undeva. Mă duc și eu la unul care are o firmă mare și spun, nu vrei un portar? De ce? Păi zic că spun cine iese, cine intră, ce se întâmplă în firma ta. Găsim, nu e o problemă. Nu e o problemă. Dar revenind la ce mi-a spus dumneavoastră apropo de jurnalismul de anchetă, eu dacă regret ceva este că n-am putut să lucrez într-o redacție în care să nu fiu obligat să caut, să mă ocup de administrație, ca să fie așa, și să mă ocup doar de scris. Pentru că sunt atâtea anchete de scris în Neamț, încât... mi-ar trebui două vieți, 2500 de numere de ziar și încă vreo doi colegi care se mai pricep la chestia asta și vă spun eu că s-ar putea întâmpla lucruri. N-am găsit încă o redacție care să spună vin o scrie anchetă. De ce? Că ancheta se scrie mai greu, în timpul ăla trebuie să-l plătești pe omul care face anchetă. Deci ancheta e consumatoare de bani. Foarte mulți nu știu ce înseamnă documentarea, ce înseamnă pentru un jurnalist documentarea. Este un element foarte important și care este și solicitant până la urmă. Vreau să vă... Vorbiți-ne puțin despre documentarea. Uite, vă dau un exemplu. Vă dau un exemplu. Deci, și întâmplător, am și ales special în numărul ăsta să publicăm un singur material, o anchetă. Subiectul poate părea minor, dar tocmai pentru că m-ați întrebat de documentare, eu vă povestesc acum cum a decurs o parte a documentării la această anchetă. Pe scurt, un domn obține autorizație să-și facă o balastieră. Nu obține autorizație, un certificat de urbanism. În 2013, întâmplător, un om din familia lui era comisar la Garda de Mediu și controla ce? Balastierele. Închidem paranteza. Domnul nu obține autorizație, dar între timp își deschide o societate, are o societate pe care merge. În 2019 vrea să-și facă un IAZ. Omul face IAZ. De ce? Este ultima modă în exploatat balast. Adică faci IAZ ca să poți scoate balastul și până mai vezi să inundă, mai scoți o dată, mai vezi ce e. Bun, are nevoie de autorizație. Pentru asta ai nevoie de certificat de urbanism. Astea se eliberează ori de primărie, ori de Consiliul Județean, în funcție de situație. Omul respectiv obține o autorizație. Acum, după atâția ani, primarul localității își dă seama că cineva scoate pietriș de acolo, da? Și el nu știe nimic despre chestia asta, că el n-a semnat o autorizație. Face o hârtie undeva, la Apele Române, aflăm și noi despre situația asta și merg în comuna respectivă, la Rediu.
împreună cu colegul Bogdan, care nu știu dacă și-a pus poza între timp, dar dacă nu și-a pus-o, o să-l invit să-și o pună, dacă nu, îi dăm sancțiune astăzi, în sensul că oprim accesul la tot ce înseamnă apă, suc și gheață pentru el. Așa. Și mergem la primăria respectivă. Cioc, 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 deschide, intrăm la domnul primar. Bună ziua, domnul primar! Bună ziua, ce faceți pe la noi? Am venit să vă întrebăm cu chestia asta. Dom'le, cazul concret, are autorizație? Nu știu. Domnul primar, dar totuși există o altă autorizație dată de o instituție a statului pe baza unei autorizații astea. Vorbiți cu secretarul că el are registru cu documente. Mergem la domnul secretar. Și acum o să-mi permite să citesc. Secretarul Alexandru Burlea ne explică că firma respectivă nu are autorizație. Simplu, nu are. Îl întrebăm. Cum a ajuns totuși o autorizație la apele române? A, zice secretarul. Da, există un document, dar nu este legal. Deci domnul nu are autorizație. Dom'le, stați un pic, că nu înțeleg. Cum adică? Zice, dom'le, are autorizație. Știți, este semnată de mine, recunosc. Dar nu e valabilă. Pentru că nu a semnat-o alții care trebuiau să semneze. Domnule, trebuia să semneze și primarul. Deci, îl întrebăm, dom'le, ce se întâmplă? Păi știți, ăla care a venit după autorizație, i-am dat-o lui. Semnată de mine și ștampilată. Bun, și de ce, da. Și de ce nu i-ați dat-o primarului? Dom'le, eu știam că ăsta e prieten cu primarul, i-am dat-o lui să o ducă la primar să o semneze. Am pus mâna în cap, ne-am... Dom'le, stați un pic, că nu înțeleg. I-ați dat-o lui, n-ați mers cu el. Nu. Păi și ce s-a întâmplat? Păi eu n-am știut că ei doi s-au certat primarul și cu ăla. Și ăla a luat-o, probabil a semnat-o el și a dus-o mai departe. Dumneavoastră zâmbiți, eu zâmbesc, dar în spate este o altă poveste. De acolo lucrurile au mers așa. 6 instituții ale statului au emis avize și autorizații pe speța aceasta. Acolo e vorba despre milioane de lei, mulți dintre ei probabil greu de cuantificat în documente oficiale, mai circulă, mai fură unii balast noaptea din balastieră, mai merge câte o mașină, n-ai de unde să știi, la rediu, e departe, nu stă toată lumea pe stradă. Și toate astea arată așa. O autorizație circulă cu semnătura legală a secretarului și cu ștampila lui, fără semnătura primarului, și există alți oameni care au emis documente pe asta. Am sunat la apele române. Domnilor, știți că există chestia asta? Domne, am aflat și noi, dar noi ne-am dus acolo, la Iaz, și am constatat că are autorizație. Bă, dar de ce v-ați deplasat până acolo dacă voi ați emis autorizația? Și v-ați dus acolo să constatați că ați emis-o voi și că e legală? Nu asta e problema. Actul care stă la baza autorizației este nu ilegal. A, dar asta nu e treaba noastră. Noi ne-am sesizat, dar trebuie să ne facă cineva o hârtie oficială. Asta este România. Și avem aceeași situație și la mediu și în altă parte. Iar în momentul ăsta, domnul respectiv își desfășoară activitatea pentru că are o autorizație pe baza unei alteia care este falsă. Cine a falsificat-o? Cine a semnat în locul primarului? O să vedem dacă cineva se va deranja sau nu. Să afle. Acum, gândiți-vă câte situații de genul acesta avem. Gândiți-vă că în spatele acestui lucru există o altă anchetă. Cum a putut un om timp de 10 ani să transporte balast? Să exploateze și să-l transporte sau să-l vândă. Și câte asemenea iazuri, cu ghilimele de rigoare, avem în județul Neamț? Câte asemenea hârtii circulă și cum e posibil ca dintr-o instituție publică să vină un tovarăș să plece cu o autorizație, cu ștampilă pe ea, nesemnată de primar? Câți oameni de la Bacău, București, știu cum semnează primarul de la Rediu? Bun.
ca să fim cinstiți, probabil că păstrând acest reper, dacă multiplicăm în toate județele și în toate zonele din țară, câți ori fi în situația asta? Foarte mulți. Foarte și vorbeam despre optimizarea cheltuielilor la bugetul de stat. Uitați-vă puțin ce fac instituțiile. Da. Se amendează unele statul pe stat. Statul pe stat mereu se amendează, dar oamenii nu înțeleg că de fapt ăia sunt bani din taxe și impozite. Da, și vă mai spun o chestie, asta este senzațională, urmează să scriem, nu astăzi, că astăzi nu scriem, astăzi luăm de gata. Sun pe șeful unei instituții de transport public din Piatra Neamț, care se cheamă într-un fel și merge cu alt fel de mașini. Adică se cheamă troleibuzul și merge cu alt fel de mașini. Observ că crește prețul cu 50 de bani al transportului. Și el spune, bună ziua, domnul director, am o rugăminte la dumneavoastră. Spuneți-mi și mie, vă rog frumos, de ce crește prețul? Păi știți, noi suntem obligați să facem un audit în fiecare an cu o firmă de la București. Ați reținut, de la București. Nu există această obligație să fie de la București. Deci, ați reținut, da? Există o firmă de audit. Da. Așa. Bun. Și? Păi și-au făcut auditul. Bun. Și și-au constatat că trebuie să mărim prețul cu 50 de bani. Spuneți-mi, vă rog, de ce? Păi zice, cum să vă spun, au crescut cheltuielile? Nu, răspunsul a fost din cauza pandemiei. Deci stați un pic. Ați mărit prețul din cauza pandemiei. Da, de ce? Păi știți, noi avem încasări mai puține. Firesc. Cu cât mai puține, domnul director? No, păi... trebuie să acopere pierderile de anul trecut, că încasări mai puține, acum ar trebui să fie în normalitate. Zic, dar cu cât au scăzut încasările? A, nu știu, ăștia de la audit s-au uitat și au făcut. Eu am rămas blocat, cum adică nu știți, domnul director? A, nu. Mai rămânea să spună că eu sunt doar de 4 luni aici. Vezi? Mi-a mai spus unul, eu sunt de 1 lună. Bun, și ce faceți dumneavoastră? Păi nu prea face nimic, că mi-au plecat angajați în concediu. Dar cine le-a dat concediu? Păi eu. Așa, ai și cu... Deci, n-a știut care era nivelul încasărilor date transmise celor de la audit. Și îmi spune, și asta este senzațional apropo de cheltuieli, așa, zice, dar să știți că cetățenii nu suferă cu nimic. Ei nu vor plăti prețul ăsta mărit. Nu? Nu. Dar cine îl plătește? Ăștia se acopere de la instituțiile publice care plătesc, așa zisa, subvenție. Și zic, bun, dar ăsta nu-i tot banul cetățeanului? Nu. S-ar putea să aveți dreptate. Ăsta este sistemul, domnul Harbuz. Și este o abordare a majorității corpului funcționarilor publici. Exact. Pentru că atunci când cheltuiesc, nu se gândesc de unde sunt banii. Exact. Iar atunci când vorbesc de taxe, de tarife, niciodată nu fundamentează. De ce? Toată lumea întreabă de ce e mai mult, de ce e mai puțin. Nu se fundamentează. Și aruncă în dosul unei firme de la București, ca să fie foarte clar, nu de la Cluj, nu de la Dumbrava Roșie, nu de la Rediu. De știu eu, București a rămas capitala României, încă n-a trecut Clujul la cârmă. Mă rog, s-ar putea să fie niște mici discuții pe tema asta, dar... Formal, informal e altă discuție. Da, deci revin, nu există, după părerea mea, anchete mici în România. Pentru că fiecare este o parte care arată cum funcționează un mecanism care nu este făcut să ne ducă spre o normalitate, ci este făcut să asigure o normalitate pentru cei din interiorul sistemului. Nu o să mă convingă nimeni niciodată că, de exemplu, la o primărie chiar de lângă Piatra Neamț, sunt angajați 3-4 oameni pe niște posturi de consilier ai primarului și după aceea, după 6 luni, apar niște posturi la concurs și culmea le câștigă cei 4 consilieri ai primarului, da? După care, în locul consilierilor primarului, vin fratele unui consilier, soția unui fost consilier, așa. Deci,
Domnule Bălănescu, eu vă spun asta de ani de zile. Ce să facem? Orașul e mic, orașele mici au această problemă, pentru că mie câteodată mi-e frică chiar să nu apară consanguinizarea. Pentru că, știți, de-aia este interzis sexul în instituțiile publice, pentru că s-ar consanguiniza. Bine, peste acum... tot în orașele mici e o rotație a cadrelor, o dată pe mandat, și normal, firesc, apar aceiași oameni. Deci, acum m-ați provocat și mă apropiu de momentul în care se adună lumea în redacție. Toată lumea vorbește despre predarea educației sexuale în școli. Eu aș spune că ar trebui predată începând din Parlament până mai jos. O să spuneți de ce în Parlament. Pentru că ei, mă scuzați, ne cam fac pe noi, știți? Și ar trebui măcar să fie educați pentru chestia asta, să știe cum să ne facă. N-ați înțeles. Am înțeles. Sexul politic este ierarhic. Am înțeles. Nici nu stau să mă gândesc. Eu n-am apucat să fac politică, dar mă rog. Asta este. Da. Deci cam așa stau lucrurile, domnul Harbuz, din punctul meu de vedere. Nu regret niciodată că am făcut presă, regret doar că n-am reușit să fac presă dincolo de niște restricții pe care mi le-am impus eu, adică să nu plec din județ, să nu plec în altă parte. La un moment dat au fost oferte, au fost și lucruri chiar la nivel național interesante, dar când o să scriem, dacă mai apucăm să scriem memorii, o să fie interesant să vedeți, de exemplu, cum niște corifei ai presei naționale erau angajați la un moment dat pe post de operatori ecologici la o televiziune națională cu niște salarii interesante pentru un operator ecologic. Știți, termenul de operator ecologic la Piatra Neamț la un moment dat a făcut furor pe vremea când Ion Rotaru vroia să deschidă primul bordel. Avem niște corifei ai presei naționale care erau angajați ca operatori ecologici în București la o anumită televiziune. Dacă aș, nu-mi permit să fac acum, pentru că chiar sunt niște oameni talentați, știu să facă presă, dar sunt curios cum se simțeau ei când semnau statul de plată și alături era măturător din sectorul 3, care încasa o sumă și venea unul care făcea o emisiune. De fapt, s-ar putea să fi fost ok cu operator ecologic făcând emisiuni de dezbateri și de anchetă. Atunci când suma e corectă, nu mai există orgolie. Bun. Iar lucrul ăsta se întâmplă în fiecare zi, peste tot. Din păcate, în ultimii 30 de ani nu am reușit să ne dezbărăm de toate aceste apucături și mai ales de sinecurismul care funcționează chiar și astăzi la un nivel pe care nu-l mai putem controla. Știți care mai este o problemă care ar trebui cumva discutat odată cu sinceritate și... Dar nu ai unde să discuți lucrurile acestea. Toată lumea face, nu se uită la ce spun jurnaliștii. Deci, dacă un jurnalist găsește un subiect serios, foarte grav, și îl scrie, urmează comentariile. Uite cine vorbește. Ăla care, nu știu, o divorțat de nevastă, ăla care și-a făcut iaz, ăla care este, care în loc să bea apă, bea nu știu ce. Nu interesează subiectul. Da, e foarte adevărat, dar în același timp, acum vorbesc în calitate de consumator, de presă și de informații. Atunci când tu te dădai la evaziune fiscală și scrii despre datoriile altora, cred că nu este moral. Da, dar mai este o problemă. Dacă și datoriile alea sunt reale, atunci fapta există. Poți să spui că ăla și el face nu știu ce, dar nu poți să spui că din cauza aia fapta ta nu există. Adică absolut. Simplu fapt că ăla are probleme nu înseamnă că fapta despre care a scris el și care este documentată și dezvăluită corect, nu există. Sau că ar fi mai puțin gravă pentru că a scris unul
care are probleme la rândul său. Deci, aici ar trebui o discuție extrem de serioasă. Și până la urmă ar mai trebui ceva, din păcate, nu cred că apuc, vreodată să văd breasla asta că are și ea niște reguli și nu poate să intre în breaslă oricine și breasla elimină din rândul ei pe cei care încalcă acele reguli. A, că ei după aceea pot să-și deschidă un blog, să-și deschidă ce vor ei să facă, dar măcar nu face parte dintr-o breaslă cu reguli. Da, sunt lucruri care nu se mai pot. Este o profesie liberală care ar fi trebuit să se organizeze ca o profesie liberală, care ar fi trebuit să aibă un statut și niște reguli. Noi am mai vorbit, știți bine, despre Clubul Român de Presă, care n-a avut o viață foarte lungă. Auziți, la Clubul Român de Presă era acest CTP, CTP-ul, acest harbuz al veterinarilor care au făcut a organizat profesia asta liberală. La noi nu au reușit să ne organizeze. Profesiile liberale sunt organizate la nivel mondial și european, nu am inventat. Eu vorbesc în România, da. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că orgoliile au fost mai importante și interesele atunci când vorbim despre jurnaliști, motiv pentru care n-au reușit nici până astăzi să se organizeze din punct de vedere profesional, sau poate există un interes ca această organizație să nu existe. Există interesul. Să nu avem reguli. Există interesul să nu avem reguli. Asta este marea problemă în acest domeniu și, din păcate, nu sunt perspective foarte bune, mai ales că, să vă spun eu, oamenii nu mai vor să consume presa de calitate. Cei mai mulți dintre oameni nu mai vor să consume presa de calitate, prefer lucrurile superficiale, un titlu, am văzut titlul și după aceea comentează. Și comentează ceva cu totul și cu totul pe lângă subiect. Și atrage atenția. Și aia știi tu mai bine ce am vrut eu să spun. Nu știu mai bine, de aceea am încercat să nu mai fiu atent la asemenea comentarii. Pentru că altfel nu mai pot să fac meseria. Credeți că există politici aplicate de manipulare în presă astăzi? Există. Există. Câteodată sunt clar, nu asumate, sunt clar pregătite și duse așa. Câteodată se întâmplă să nu-ți dai seama, primești o informație de undeva, are toate caracteristicile unei informații ok, o verifici la prima mână, vezi că ceea ce ai primit ca informație este ok, o publici și îți dai seama după aceea, după o zi, două, trei, o săptămână, o lună, că de fapt ai fost manipulat și la rândul tău ai manipulat o informație care avea un scop oarecare. Și se întâmplă lucrul ăsta foarte des. Câteodată se întâmplă, cum să spun, mai ales cu reporteri care nu au experiență și un bagaj de cunoștințe suficient încât să-și dea seama că se întâmplă ceva. Și mai este o regulă. Acum noi o știm de atâta timp. Când vine unul și îți vinde un pont, e clar că personajul respectiv este interesat el ca să-ți vândă pontul ăla. Fără asta nici nu poți exista aproape ca jurnalist. Atunci tu trebuie să faci în așa fel încât să extragi care este interesul general acolo, nu interesul personajului care îți vânde pontul. Și asta se întâmplă zilnic, să știți. Vin 5, 6, 7 subiecte pe zi și din care, dacă rămân 1, 2 valabile, e mare lucru. Dar m-ați întrebat la început și cred că asta este cheia. Dom'le, vă simțiți bine în mediul în care lucrați? Ce ar trebui? Ar trebui ca societatea asta să funcționeze normal de sus până jos. Și atunci, dacă ar funcționa de sus până jos normal, presa și-ar găsi locul firesc și n-ar mai exista nici presiunea financiară pe presă, lucrurile ar merge de la sine.
Sunt țări care au încurajat cetățenii să facă abonamente la presa scrisă. De ce? Pentru că și-au dat seama că se va ajunge în curând ca oamenii să nu mai fie capabili să facă legături între anumite lucruri. Să nu-și dea seama de ce se întâmplă. Citește o știre aici, o știre acolo și nu face legătura. Presa scrisă, pe deosebire de presa online, care înseamnă rapiditate, foarte repede, dai știrea, să fii primul, să așa. Modificări, nimeni nu se uită. Exact, se schimbă mesajul, dispare de pe site-uri. Că rămâne în cloud, rămâne nu știu unde. E altă poveste, dispare. Pe când presa scrisă, ce ai scris, ai semnat de desubt și ți-asumi, vrei sau nu vrei. Și rămâne. Sunt țări care încurajează. Din păcate la noi s-a descurajat totul și sunt adevărați criminali care au existat la nivelul statului, care au vrut să dispară presa scrisă. Dumneavoastră vorbiți despre speranța unei societăți utopice, timp în care noi ne îndreptăm cu mare viteză spre o societate distopică, adică aproape către sfârșitul lumii. Aproape, da. Și când spun sfârșitul lumii, mă refer și la moralitate, mă refer la conștiință, mă refer la implicare, pentru că așa de unii singuri nu o să reușim niciodată dacă nu se implică fiecare asumat și responsabil. Și aici mă refer la întreaga societate. Da, cred că asta este și finalul, după părerea mea, al acestei emisiuni, că eu nu mai prea am ce zice. Și după aceea vă spun cinstit că simt o presiune din redacție spre mine. Și chiar o emoție, pentru că... Chiar o emoție. Dacă cu drag și cu un ochi critic. Absolut. Vă rog frumos să-i salutați pe toți cei care au venit să vă viziteze astăzi. O să-i salutăm. Aveți toată admirația și respectul meu și sper ca munca pe care o desfășurați de atâția ani să nu se oprească și să continuați în același mod. Eu vă mulțumesc și vă dau o întâlnire peste 2 săptămâni. Pentru că luăm și noi prima pauză, ca să spunem așa, în redacție. Numărul următor al mesagerului va apărea pe 12 august. Deci luăm o pauză de un număr, ca să spunem așa. Eu v-aș propune să înceapă cu 000. S-ar putea, numai că ajunge la 007 și s-ar putea să avem niște mici... E o opțiune deschisă. Vă mulțumesc tare mult! Pentru că ați fost alături de noi și astăzi. Așa s-a nimerit să fie joi, să fie numărul 500, să fie Liviu Harbuz alături de noi. Îți dorim toate cele bune și noi, toată redacția și cei care se uită la emisiune. Și o să-mi permit să îți spun la revedere, să mai spun eu 2 vorbe după. La mulți ani, încă o dată, la revedere! La revedere! Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de la Mesagerul, care a marcat numărul 500 al ziarului. Pentru noi este o sărbătoare importantă. Pentru alții probabil că nu. Dar ce pot să vă spun eu acum? Câți mai sunt aici? Vom încerca să rămânem. Când nu s-o mai putea, ne cerem scuze și ieșim frumos din scenă. Acum, la revedere!